Ediția din acest an a campionatului mondial de karate Shotokan a fost una specială pentru zeloanul Dan Kiș, antrenorul clubului sportiv Danisan Zalău. Acesta a devenit în premieră campion mondial în proba de kata după ce a trecut în finală chiar de un sportiv gazdă. Devenit anul trecut în premieră vicecampion mondial la karate Shotokan, zeloanul Dan Kiș, antrenorul clubului CS Danisan, a reușit să câștige în acest an titlul mondial la categoria Masters 41-45 de ani în proba de kata individual. Ediția din acest an a campionatului mondial de karate Shotokan a avut loc în urmă cu câteva zile în Polonia. 11 participanți s-au înscris în acest an la categoria la care a participat și zeloanul, dintre care 2 turci, 2 români, un francez, un ucrainian și 5 polonezi. Evoluția zeloanului Dan Kiș a fost peste așteptări, iar titlul mondial obținut în premieră este unul extrem de important, mai ales că în finală antrenorul clubului Danisan a trecut chiar de un polonez în fața căruia s-a impus cu scorul de 4-1. Dan Kiș a urcat pe podium și în proba de kata echipe, echipa României fiind medaliată cu bronz. De la clubul sportiv Danisan au mai fost prezenți 3 copii, Andrei Kiș, fiul antrenorului Dan Kiș, Darius Goron și Andrei Creț, care au reușit să treacă de primele 2 tururi. De menționat că Dan Kiș a devenit anul trecut în premieră și campion european în proba de kata individual. Delegația României prezentă în Polonia a avut și sportivi din Șimleu Silvaniei, reprezentând cluburile CS Omega Șimleu Silvaniei și clubul copiilor din localitate. Marius Ilinca a obținut cel mai bun rezultat, sportivul pregătit de Gheorghe Pop devenind vicecampion mondial în proba de cumite. O evoluție foarte bună a avut și Paula Radu, care a fost dublă medaliată cu bronz la kata individual și la cumite echipe.